Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom discuta despre meșteșuguri artistice tradiționale. Am să trec la prezentarea invitaților. Este vorba de doamna Elena Țâru, să rămâne doamnă, bine ați venit! Domnul Costel Țâru, da. Soț și soție. Da. Am un doi instructor în cadrul Școlii de Arte Populare. De asemenea, doamna profesor Irina Nidelea, profesor de religie, în cadrul Școlii Gimnaziale numărul 7. Bine ați venit în emisiunea noastră. De asemenea, elevii Marinescu Georgiana, Velicu Cristian, Șerban Mihăiță și Șalvarin Robert, pe care îi rog să-și prezinte activitatea școlară. Începem cu domnișoara Georgiana. Sunt elevă în clasa 3-a. Și sunt anul al doilea, în primăvară împlinesc al doilea an de când sunt la doamna profesoară. La școala gimnazială Oinacu? Da. Mihai? Sunt clasa 6, am 13 ani, sunt elev al domnului Țăru Costel, sunt în anul 4. Și la școala gimnazială numărul 1, Oinacu? Numărul 1, Oinacu. Cristi? Sunt clasa 6, am 12 ani, sunt elev la domnul Țâru Costel, am 4 ani și elev la școala gimnazială numărul 1, Oinacu. Da. Robert? Mă numesc Șalvarin Robert, sunt elev la școala gimnazială de arte numărul 8. Și activitatea mea este acordeonul la Școala Populară de Arte, pregătit de profesorul Valentin Morgean. Foarte bine, foarte bine. Pe această cale mulțumim doamnei director Carmen Pețanca pentru abilitatea de care a dat dovadă, prin faptul că sunteți prezenți acum aici, atât de frumoși. Da. După cum bine vedeți, estimați telespectatori, copiii noștri o să lucreze în direct, o să ne spună mai târziu în emisiune ce confecționează. Acum, domnul Țăru și doamna Țăru, vă rog să ne spuneți câte generații de copii v-au trecut prin mână de-a lungul timpului. Mie mi-a trecut foarte multe generații de copii și lucrez de vreo 8 ani la Școala Populară inclusă în centru de conservare și sunt mulțumit că ei învață de la mine meșteșuguri artistice tradiționale care au început să cam dispară, dar îl inițiez în activitatea asta preșcolară. Da, așa, da. Și sunt mulțumit pentru că sunt niște copii cu minți, înțelegători. Asta este prima condiție. Da, da. Coordonație. Da. Doamne? Eu, ce să spun, sunt angajată din 2008 și sunt ca instructor la țesături tradiționale. Într-adevăr, foarte mulți copii a trecut prin mâna mea și am avut și rezultate foarte bune. Am mers și la expoziții cu ei, cu costume populare din zona noastră. Dar cea mai mare realizare a noastră a fost că am participat la Olimpiada Națională la Sibiu. Acolo unde, dacă știi un meșteșug artistic, poți să participi. Dacă nu, nu poți deci, să participi. Există și o preselecție, bănuiesc. Sigur, da. Da, da, da. Da. Preselecția da. Se face aici la noi. Da. Național și pe urmă... Am înțeles. V-aș întreba de asemenea, pe amândoi, cum pot fi reînviate tradițiile și meseriile vechi ale statului românesc de a le pune în valoare și de a le valorifica? Asta o facem, participăm și noi, contribuim și noi la activitatea asta de a reînvia meșteșurile tradiționale prin Școala de Artă Populară, prin căminile culturale, directorii de cămine culturale, prin activitățile noastre, prin, cum să spun eu, organizarea de concursuri. Prin transmiterea copiilor din tainele meșteșugului tradițional. Da. Doamnă? La fel,
Cel mai bun lucru este că în Giurgiu există o școală de artă populară și meserii, există un centru de conservare și promovare a tradiției, în care doamna director a reușit să facă o expoziție foarte frumoasă, unde avem și războiul de țesut, avem și prosoapele care înainte vreme se dau la nași, la fini, la nunțile noastre tradiționale și frumoase. Și acolo copiii, dacă pot veni, pot vedea anumite obiecte pe care nu prea le găsești decât în lada de zestre sau da, pe la bunici. Da. Nu întâmplător v-am pus această întrebare, pentru că foarte multe meserii tradiționale sunt pe cale de dispariție la noi în satele românești. De aceea v-am adresat această întrebare. Dragi telespectatori, dragii mei invitați, avem multe sărbători frumoase, naționale, tradiționale, religioase. V-aș întreba, doamna profesor Nidelea, de ce este nevoie să adoptăm pseudo-sărbători străine de spiritul nostru românesc și creștinesc? Cred că nu e nevoie deloc. Ce avem noi este suficient, arhisuficient. Și dacă am avea grijă să ne conservăm aceste tradiții și obiceiuri și sărbători care ne-au definit secole la rând, ne-am păstrat și identitatea neamului. Pentru că încet și sigur începem să ne îndepărtăm de ceea ce ne definește pe noi ca români și să împrumutăm de la alții ce este frumos din punctul lor de vedere. Da, da. Întreb acum pe tinerii noștri invitați, de ce au ales meșteșugul artistic tradițional? Începem cu domnișoara Georgiana. Eu am ales acest meșteșug pentru că și strămoșii noștri au început să le practice, mi-au plăcut și de aceea și mie mi-au plăcut lucrușoarele pe care mi le-au arătat doamna învățătoare și am ales într-o zi să încep să le practic și eu. Foarte frumos, Georgiana. Mihăiță? Eu am ales aceste meșteșuguri pentru că mi-au plăcut. Eu lucrez de când eram mic la ele. M-am învățat. Și am vrut să urmez meșteșugurile pentru a urma tradițiile românești. Foarte frumos, Mihăiță. Cristi? Eu am ales aceste meșteșuguri pentru că sunt foarte frumoase și urmăm tradiția de la strămoși. Foarte frumos, Cristi. Robert, de ce ai ales să studiezi acordeonul? Prima dată a început fratele meu și mi-a plăcut și mie. Toată ziua cânta prin casă și am zis să încerc și eu și mi-a plăcut foarte mult. Haide, Robert, interpretează-ne o melodie și spune cum se numește. Mi s-a rupt căruța în drum. Sigur. Mulțumim, Robert. Domnul profesor Dragobete, este sărbătoarea iubirii la români. Se traduce prin a fi drag. Ce semnifică această sărbătoare tradițională? În principiu, toți cei care își doresc să își împărtășească iubirea unul celuilalt,
cel puțin în vremurile mai de demult, o făceau în această zi. Ea are mai multe date când poate fi sărbătorită în funcție de zone, 24 februarie, 28 februarie, 1 martie, 2 martie. Da. Se spune că ar fi vestitorul primăverii, fiul Dochiei. Da. Sunt o sumedenie de tradiții care definesc această sărbătoare. Bineînțeles, nu sunt așa de impresionante din punct de vedere comercial cum sunt cele împrumutate, însă sunt mai frumoase în esență. Și ar trebui să fie profunde pentru noi ca și... Da, și evident păstrate. Da, 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 da. Domnul Țăru și doamna Țăru, se spune că în arta meșteșugului tradițional, produsul la care se lucrează, fie țesături, fie broderie, fie costume naționale, exprimă starea sufletească a celui care le lucrează. Ce ne puteți spune? Ce pot să vă spun este că dacă... tașezi la război, trebuie să ai liniștea cuvenită. Dacă te grăbești și asta, ar putea să greșești, să nu poți să faci modelul că respectiv. Trebuie să ai o liniște sufletească. De cauza asta, trebuie să fii atent. Mare atenție, mare atenție trebuie să dai la lucru. Pentru că lucru finit, atunci... se vede dacă cumva e greșit sau dacă... Dar starea sufletească de moment se poate transpune în ceea ce... De obicei, starea sufletească ți-o alegi la începutul lucrului, pentru că tu... Pe parcurs ar trebui să dispară, să ne concentrăm la ceea ce facem. Dar ai și fost un lucru finit. Da, da, da. Altfel, nu se poate să faci ceva în care nici măcar nu-ți dai seama ce o să iasă. Da, da, da. Știi sigur ce faci și cum o să iasă. Îl vezi deja. Însă în produsul finit se poate transpune personalitatea celui care l-a executat, sigur, l-a făcut? Sigur. Se poate. Cum? Da. Domnul Țălu? La mine tot la fel. Există o ordine desăvârșită și la alesul nuielilor. Astea trebuie luate din pădure iarna, așa, într-o zi frumoasă. Tratate cumva? Da, uscate, adică lăsate la liniștite să se odihnească câteva zile, o săptămână. Întreagă procedură. O întreagă procedură. După aia le lucrăm tot așa, într-o ordine se lucrează. Băieții mei cunosc acest meșteșug. O nuielușă, dacă nu e pusă la locul ei, nu mai iese coșul. Și ce facem după aia? Tot la fel și la papură, tot la fel și la lădițele de zeste care le facem noi cu răbdare, că dacă n-ai un pic de răbdare nu faci nimic, nu poți să faci nimic. Asta le transpun și lor băieților, și eu băieților mei, să aibă răbdare. Cu toate că ei sunt copii și până îi înțelegem că ei sunt copii și până ajung la o maturitate, cum au ajuns cei din spatele meu, mai durează mult timp și răbdare, multă trebuie și să avem. Și așa. După aia, încet, încet, încep nu tuturor să le placă, să aleg copii. În timp, unii se retrag, alții continuă meșteșugul și care continuă, să știți că îl face cu interes și cu răspundere. Dragi copii, vă rog să ne spuneți telespectatorilor noștri ce executați, ce faceți voi acum. Domnișoara Georgiana? Eu lucrez la un război, la Războiul Mic, și pentru că este un timp de iarnă, am dorit împreună cu doamna mea învățătoare să fac un mic covoraș de culori. Foarte frumos. Mihăiță? Eu fac un coșuleț din lemn împletit cu papură. Foarte frumos. Cristinel? Eu fac tot un coșuleț împletit din papură pentru pâine. Da. Doamna și domnul Sălu, vă rog să ne prezentați activitatea dumneavoastră în arta meșteșugului tradițional. Activitatea noastră nu e chiar atât de complexă, trebuie să avem răbdare cu copiii. Avem copii foarte mulți. Avem la Oina cu 25, cred. Da.
avem la școala numărul 10, eu cel puțin, nu eu, băieții mei, da. Are alte fetițe, da. Nu mai multe ca mine, la școala numărul 12-15 și la numărul 3, la școala numărul 3 din oraș, vreo 7 băieței. Bineînțeles că au fost mai mulți, dar s-au mai retras între ei. Ce îmi place mie e că au rămas foarte mulți. S-au înscris mai mulți, dar tot aceiași au rămas. Da. Deci e un lucru foarte, foarte bun. Foarte bun. Mai ales pentru păstrarea tradiției. Da. Au rămas. Doamna Țăru? La fel și eu am foarte mulți copii, dar anul acesta am copii mici, de clasa 1 și de clasa 2. Și trebuie să le dai un lucru de făcut mai micuț, să ei să nu se plictisească, să tot lucreze și ei vor să vadă într-un timp mai scurt ceva finit. Da. Atunci le dau un semn de carte să facă, mai mult pe semne de carte am mers. Da. Pentru că asta se fac mai ușor și are lățime mai micuță la urzeală. Da, vine întrebarea. Se poate trăi din comercializarea a ceea ce lucrează dumneavoastră? Nu. Și totuși cred că este greu. Nu, da, e foarte greu. Deși pe vremuri... E foarte greu pentru că oamenii nu au salariile mari ca să poată să cumpere. Își doresc, mulți își doresc să-și cumpere pentru copii, pentru nepoți. Mai vin și mai fac și comenzi și le fac după bănuții care iau. Îmi spune, atâta pot să dau și știu ce să-i fac, dar totuși țin la ai face ea și cu altiță și cu râuri, pentru că astea nu poți să le dai la o parte și să faci acolo te mirce, dar le faci mai simple, nu atât încărcate cum ar fi cămașa mea, care cămașa mea costă foarte mult, înțeles. Pentru că lucrezi foarte mult. Da. Bine, poate să fie legat și de modernitate, poate prea mulți nu interesează, nu vor să pară de suieți. Da, dar totuși trebuie să apară o cămașă populară. Ce să faci? Nu, părerea mea că nu din cauza banilor, probabil că exact ce am spus, din cauza modernității, se crede ceva trecut, ceva care nu este actual, pe păcatul nostru, nu este normal. Populare la școli, la grădinițe, și atunci fiecare își aduce aminte, mai ales acum de 1 martie, de 8 martie, doamnele fac cu ei dansuri, fac așa, zice, costum popular, păi vii cu 2 zile înainte. Da, sigur. Mai ales eu, am datorită modernității în care am intrat noi, s-au schimbat timpurile, să recunoaștem că s-au schimbat timpurile. În rău sau în bine? În bine, bănuiesc eu, înainte exista trucul. Ce optimist sunteți. Îmi dai tu mie mălai și îți dau eu ție un fund de mămăligă un cufăr sau ceva din lemn. Acum... Să recunoaștem și mai ales că e procedeul ăsta industrial care... Dar e una lucru popular, artistic și una să-l faci din mână, numai unicate și una să... În serie. Sigur că da. Bun, deoarece meșteșugul tradițional este strâns legat de sărbătorile noastre, v-aș întreba, doamnă profesor, după cum se știe ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută din popor ca Drăgaica sau Sânziene. Da. Ce reprezintă pentru noi această sărbătoare? Este o sărbătoare foarte mare, pentru că pe lângă ceilalți sfinți, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul se bucură de o cinstire deosebită. Dacă ceilalți sfinți sunt sărbătoriți în ziua morților, în cinstea Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul sunt stabilite și alte sărbători. Iată, avem de bună seamă nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Avem întâia și a doua flare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și în cinstea Maicii Domnului, la fel, nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserică, bunavestirea, dormirea și așa mai departe. Da, este o sărbătoare foarte importantă, cel puțin din punct de vedere creștin și cum românii sunt creștini, se îmbină tradiția cu credința. Ne amintim de momentul în care preotul Zaharia a fost vestit la templu de Arhanghelul Gavril că va avea un copil și acest lucru este o minune pentru că preotul Zaharia și soția sa Elisabeta erau foarte bătrâni și, bineînțeles, șansele să aibă copii erau destul de mici. Din cauza că s-a așteptat prea puțin sau, în fine, nu a crezut, preotul Zaharia a rămas mut, a fost pedepsit de Arhanghelul Gavril să rămână mut până când îi va pune numele fiului său.
Ioan. Și această sărbătoare ne aduce aminte de aceste clipe minunate. Cred că pentru oricine nașterea unui copil este o bucurie. Poate mai mult cu cât vine la o vârstă înaintată, este și neașteptat. Prin puterea Domnului, cu siguranță, da, s-a întâmplat acest lucru. Da. Și este îmbinată această sărbătoare cu tradiția noastră românească. Drăgaica sau sânzienele, când se organizează târguri iarmăroace prin diverse localități. Eu când eram copil chiar am prins și la noi în localitate încă se face. Și e o mare bucurie. De obicei, acolo merg tot felul de oameni să vândă, să cumpere, să se cunoască, să comunice, să se distreze. Deci, îmbinată cu tradiția, această sărbătoare e o sărbătoare a bucuriei. Sigur. Da. Domnule Țăru, doamna Țăru, vă rog să ne prezentați o parte din premiile obținute de elevii dumneavoastră la diferite concursuri, la care aceștia au participat. Cea mai mare realizare a copiilor noștri, asta desăvârșește aptitudinile lor. Este Olimpiada Națională pe Țară a Meșteșugurilor Artistice, care se ține an de an la Sibiu. Noi, eu spun de băieții, poate spune de fetițele ei. Eu am avut foarte multe, eu știu, poate anual am luat premiul întâi copiii mei pe țară. La, la făcut confecțiunea coșulețe, la machete, la... Oricum, că mereu m-am dus cu o disciplină diferită și cu copii diferiți, ca să arătăm și noi... Arătați-le la cameră, doamna. Ca să arătăm și noi, Giurgiu, că suntem și noi în stare de copiii noștri, da? Și dacă ea arată pus și de ea, că ea a luat fetelițele ei, a luat premiul 2, regulat, la, am fost cu război. Așteptați nu se pe doamna ca să nu cadă diploma. Da. Am fost cu război orizontal și oricum a țesut, am făcut acolo a fost foarte frumos și au fost foarte bine apreciați fetițele și băieței. Sigur, mai ales că exista o preselecție care nu putea să intre acolo, oricine. Da. Din ce în ce, la Sibiu e și mai greu. Da. Asta e viața. Vreau să ce le puteți spune, doamna Țăru? Ce pot să vă spun este că am fost cu, de fapt, la această olimpiadă nu se poate merge cu PNA, cu dintre astea ce se găsește în mercerii. Da. Se merge numai pe bumbac, pe lână, pe in, pe fibre naturale. Și atunci noi am ales și am mers, prima dată am mers cu fete de masă din bumbac, țesute în două ite, apoi am mers cu fote alese din lână. Am căutat vopseluri, vă dați seama, a fost o întreagă. Și avem un război pe care l-am lăsat deja acolo, pentru că soțul mi-a zis că îl mai ducem și anul ăsta, și la anul, și de celălalt an. Și nu vedea din cauza lui să ridica... Și l-am lăsat acolo. Și acum, dacă ne ducem, ducem decât cu sulul, îl punem pe războiul nostru și l-am donat acolo, la muzeu. Da. De asemenea, v-aș întreba, care este interesul elevilor vis-a-vis de implicarea acestora în arta meșteșugului artistic tradițional? Eu recunosc că generația asta de copii de acum e puțin schimbată. S-a modernizat calculatoarele astea. Exact cum vorbeam adineori, modernitatea. Da. Și uităm tradițiile. Instructor, ne trebuie este o întreagă dipăcie ca să îi formăm treptat. Și le atrageți, să-i faceți de fie drag, să le captați atenția. Noi schimbăm activitățile care le avem, obiectele care le confecționăm, le dau acasă tot timpul. Tot ca să prindă drag. De mici au făcut expoziții într-un loc discret al casei lor și cu lucrușoare care le-a făcut, pe care o să le vadă atunci când o fi mari. Așa îi încurajăm, că altfel n-avem cum să îi încurajăm. Doamna Țăru, dumneavoastră? Și eu la fel, facem semnele de carte pe care
Mi le cer, doamna, nu ne da și nouă. Ba da, cum să nu se vadă mama? Nu, îl iei acasă și îl păstrezi să-l ai tu. Și peste ani de zile îmi spune că are acel lucru și că l-a păstrat cu mare drag. Face lucrăm la războiul de tesut, mai facem câte ceva care le place și le dau și eu lor acasă. Cum să nu se poate? De fapt, să știți că nu e chiar ușor să ieși la război. Nu este ușor, e sigur. E o muncă... Nu mește și până la urmă. Nu este chiar așa... La îndemâna oricui. Da. Există resurse necesare pentru desfășurarea unei activități corespunzătoare? De unde vă procurați materialele? Din că bănuiesc că nu toate se procură de unde le procură domnul Țăru. Da. Este foarte simplu acolo. Da? Da. De unde le procurați? Ce resurse aveți pentru a le procura? Mai luăm, ne oferă centru de conservare o parte din materiale, scule, ce le trebuie. După aia completăm și noi cu... Face un necesar de materiale la început de an, le cumpără și apoi noi anul începem cu a avea din ce lucra. De ce anume ne propunem să facem în anul următor. Și mai completăm și noi, dacă noi mai mulți uneori stricăm, că deci sunt copii, și completăm de la... Avem sponsori, avem sponsori noștri care ne-am format, de exemplu, o croitorie, o fabrică de mobilă care îmi dă resturi și e una să facă copilul, să se dezvolte copilul, să-i să dezvolte, cum să spun, inteligența, creativitatea și tot ce mai urmează după aia. Lucru mare că în ziua de astăzi mai există sponsori, oameni care dau bani pentru meșteșug. De obicei resturi de materiale care nu le mai folosim. Am înțeles. Contează foarte mult până la urmă. Sigur. Da. Dragi copii, ceea ce faceți voi necesită multă pasiune și răbdare. Cât timp dedicați voi lucrului? În afara orelor de școală, bineînțeles, și a temelor. Cristi, Georgiana? De obicei, venim în fiecare sâmbătă la doamna Țiru și... Numai sâmbătă ei, că în restul săptămâna am înțeles. Noi, de la ora, fetele de la ora 10 până la ora 12. Băieții, nu știu. Mihaiță? Noi practicăm aceste lucruri de la ora 9 și jumătate până la ora 11 și jumătate. Tot sâmbătă. Da, duminica. Da, cum am schimbat, dacă să nu vă spați pe mine că intervin, am schimbat că i-ați luat dumneavoastră la fotbal și eu am lucrat duminica. Nu trebuie să desconspirați faptul că sunt și fotbaliștii mei. Da, odată ce a spus domnul Țiru, da, Cristi și Mihăiță sunt elevi la școala mea de fotbal, însă sincer vă spun, acum mi-am dat seama că e practică și această îndeletnicire. Nu am știut, am rămas surprins plăcut când... Da, spuneam, odată am schimbat duminica pentru ei. Atunci o să fac tot posibil să fie cum vreți dumneavoastră. Da. Robert, ne mai interpretezi o melodie? Da. Te rog frumos, Robert. Dacă poți să ne spui cum se numește, cu atât mai bine. Soarele de dimineață. Sigur, Robert. Foarte frumos, Robert. Doamna profesor, postul Paștelui se încheie cu Săptămâna Mare, a patimilor lui Hristos. Ce obiceiuri avem în această Săptămână Mare? Păi, Săptămâna Patimilor este cea mai importantă săptămână din postul Paștelui. În această săptămână se fac denii la biserică, slujbe, în fiecare seară. Și aceste slujbe ne amintesc de ultima săptămână din viața lui Iisus pe pământ. Ca și
obiceiuri și tradiții care se fac în această săptămână. Se face curățenie, se scutură covoarele, se băruiește. Sigur, se... gospodăria da. Este îngrijită cât se poate de mult. Femeile văruiesc prin case, da, da. Bărbații ajută să curețe mobila, să o repare pe unde e nevoie. Apoi, cu cât ne apropiem mai mult de sărbătoarea Paștelui, spre exemplu, în ziua de joi se coc cozonacii, pasca, se fac tot felul de treburi care sunt premergătoare acestei mari sărbători. Douăle se vopsesc, se încondeiază, da, da. Dimineața merg la biserică creștinii pentru a participa la slujba acolo, se dă de pomană celor care au murit, pentru cei care au murit. Ce să spun, sunt, este o săptămână plină, plină și de obicei mare parte din creștini fac în așa fel încât să împlinească măcar o parte din aceste tradiții, pentru că, de ce să nu recunoaștem, mulți dintre noi avem și servicii și poate nu reușim chiar în ziua greu, de joi să facem cozonaci, da. Sau nu putem ziua, mai facem și noi mai pe seară, cum se poate. Dar, în general, așa se făcea odinioară și cine are posibilitatea așa face. Vinerea se merge la biserică la slujba Prohodului Domnului și această slujbă este de obicei cea mai cunoscută de copii. Ei participă cu mare bucurie și cântă acolo, se formează grupuri în biserică și fiecare cântă atunci când îi vine rândul. Se înconjoară și biserica. Este o sărbătoare, este o zi la fel foarte frumoasă. Ne amintim atunci cu regret și cu tristețe că este ziua în care a fost răstignit Iisus și punerea Lui în mormânt. Și vine și ziua de sâmbătă în care gospodinele fac mâncarea. Pregătirea pentru... Da, ce-a mai rămas. Da. De obicei, de Paște, noi creștinii ortodoxi pregătim mâncăruri tradiționale cu miel, rob, da. Borș, friptură, da. Și așa mai departe. La fel, în funcție de posibilități, dar de obicei creștinii își pun acolo un bonus de sigur, parte. Sigur, să pregătesc pentru sărbătoarea asta importantă. Da, așa este. Dacă mă înșel, prin cele mai mari sărbători. Da, este cea mai mare sărbătoare a creștinilor, pentru că este cea mai mare minune care a avut loc vreodată. Iisus a înviat prin puterea Lui. Da, da, nu da. A fost înviat de altcineva. Da. Domnul Țăru și doamna Țăru, vă întreb, aveți proiecte de parteneriat în derulare cu alte școli? Proiectele noastre sunt astea care le avem cu școala numărul 10, cu Oinacu și cu școala numărul 3. După asta, propuneri de parteneriat mai avem, dar nu ne-am implicat până acum la persoane cu dizabilități da, psihice și locomotorii. A lucrat și cu da, acești am copii? Avut, dacă vreți să spun... Vă rog frumos! Am lucrat înainte, acum mulți ani da. De zile. De exemplu, am lucrat la o firma lui domnul doctorului Cristian Andrei. Uh-huh. Așa, la psihologul de la... Psihologul, da, la o fundație. Da. Cu persoane cu dizabilități mentale de capul meu. A fost, dar a fost frumos cu schizofrenie. Da. Schizofrenia în toate splendoarea ei. Ne-a intrat pe mână poate 200 de persoane, dar ce a fost frumos acolo, mi s-a oferit și am o pregătire profesională de nedescris, cum să vă spun eu. Domnul doctor căuta să fim foarte pregătiți. Am făcut foarte multe cursuri de psihologie. A fost proba de foc acolo. Proba de foc, da. Dar proba aia de foc se răsfrânge acum, că e mai ușor să lucrezi cu copiii, pentru că îi simțim, îi cunoaștem, îi modelăm, îi ducem pe drumul cel bun, în general. Și cât a durat această colaborare cu domnul doctor Andrei?
3 ani de zile a fost, da. Și a fost un proiect. Da, și de ce ați întrerupt-o? Nu, a fost un proiect european și ca de obicei la românii proiectele astea nu durează mult, cu toate că putea să aibă, dacă sigur, ne prelua continuitate, era ceva extraordinar, să fie ceva alături de ei, da, să fie aproape de ei, conta mult o alinare, era o alinare pentru ei. Da, aceste persoane, unele din aceste persoane lucrez la numărul 10 în timpul ăsta când sunt acolo și acum vin ca să... Da, da. Am ridicat oameni din care nu erau ajutați, da. Nu vorbeau, nu se mișcau, da, da. Acum am ridicat până când s-au și angajat o parte dintre au simțit probabil pe cineva aproape de ei, da, că da, se simt da. Băgați în seamă, da, 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 da. Contează foarte mult, extraordinar de mult. Am mai făcut voluntariat pe la căsuțele Fare, da, și Combă, voluntariat, da, da. După aia avem, totuși mai avem proiecte în timpul astea care sunt, avem proiecte de viitor. V-aș întreba de asemenea pe amândoi, care este baza de înscriere ori selecție a elevilor pentru a practica meșteșugul tradițional? Păi, în primul rând, noi avem o taxă de înscriere. Numai clasele de artă populară, deci țesături tradiționale, cusături tradiționale și costele arta lemnului. Pentru că ceilalți care profesează acordeonul, chitara, au pe fiecare lună de plătit. Numai plus taxa de înscriere. Taxa de înscriere a noastră este de 27 de lei. Da. Și apoi elevul nu mai plătește nimic. Vine și lucrează cu tot ce ne ajută și ne dă centrul de conservare sau școala. Bine, bănuiesc că taxa asta o folosiți tot pentru materiale, da, tot pentru... Sigur, da. Sigur că da, să nu se înțeleagă greșit. Se dă banii, se taie chitanță, iar eu le dau la elevi. La elevi le dau în clasă, nu mai aștept părinții să dea... Și îmbucătoresc de faptul, exact cum spunea domnul Țâlu, foarte mulți copii rezistă. Este un lucru foarte important. Aici poate să fie tactul dumneavoastră, pedagogic? Da, și tactul nostru contează, da, și modul de a apropia copiii. Noi fiind clasa externă, noi n-ar fi trebuit să predăm la școlile din Giurgiu. Da, da, da. Dar am vrut ca și cei din oraș să știe și ei să lucreze ce înseamnă un război, să știe să lucreze pe o etamină, să coasă ceva acolo, un semn de carte, orice. Și atunci am venit și către școlile din Giurgiu, am avut la toate școlile înțelegere, pentru că n-au vrut să implice din cauza că nu eram în cadrul școlii. Ăsta nu era un impediment. Nu era un impediment. Până la urmă era vorba de copii. Asta nu înțelegem noi, societatea românească, cât de importantă este creșterea în sens pozitiv a copiilor noștri. Da. Eu consider... Și fără teama de a greși, că dacă s-a ajuns în situația în care s-a ajuns, ce se întâmplă în zilele astea acum la noi în țară, eu consider că datorită lipsei de educație, a respectului de sine, a stimei de sine, este inadmisibil ce se întâmplă. Este foarte greu ca... Și de ce să nu aibă acces toți copiii? Trebuie neapărat să fie din școala respectivă? Nu, nici noi nu putem să facem fața tuturor copiii. Avem deja copii suficienție, dar... Asta e. Nu, dar a spus doamna că nu a avut acces în uneori, că nu aș fi avut acces. Acces aveam, pot să am în toate școlile, pentru că domnii director fac contracte de colaborare. Da. Dar așa ar fi trebuit, ca și clasa externă, noi să lucrăm numai cu comuna Oinacu. Și apoi am venit, am vorbit cu doamna director și a zis că da, are cerere și la școala numărul 10 și la școala numărul 3. Am înțeles. Dar nu putem nici noi, doi eu, doamna Țâru, domnul Țâru, în ceea ce mă privește, dacă ai fi avut putere de decizie, vă clonam. Deci vă dau cuvântul meu, domnule, ceea ce faceți dumneavoastră este ceva extraordinar. De ce, dumneavoastră, ce-mi aminte de unde am plecat? Să nu știm tradiția poporului nostru? Pentru că noi suntem, ne-au călcat fel de fel de huni, tătari, totuși ne-am păstrat tradiția de neam, da? Și de ce să nu încercăm în continuare copiii noștri să crească, să simtă cu adevărat trecutul nostru, să nu fie îndepărtat. Exact cum spunea doamna profesor, împrumutăm alte sărbători total neavenite pentru noi. De ce să nu, cum era cu dragobetele, cu altele? Da. Dragi copii, voi participați la șezători la voi în sat? Da, da. Ce faceți voi acolo? Spunem poezii, proverbe, zicători. Da, da, foarte frumos. Robert, ne mai încânti încă o melodie? Da, te rog frumos.
Mulțumim, Robert. De asemenea, mulțumim și domnului Florentin Chițu, care ne-a trimis un foarte frumos mesaj. Sunteți un om sensibil, domnul Chițu. Vă mulțumim încă o dată. Doamna profesor Nidela, Boboteaza se bat în ziua de 6 ianuarie, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Ce reprezintă și ce obiceiuri avem de Boboteaza? Boboteaza sau botezul Domnului, Epifania, Teofania, are mai multe denumiri. Ne reamintește de momentul în care Iisus a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan, înainte de a-și începe activitatea sa publică. În momentul în care a fost botezat, s-a arătat Sfânta Treime, de aceea îi se spune și Epifania sau Teofania. Tatăl a grăit din ceruri spunând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Iar Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel. Evident, Fiul era cel botezat. Boboteaza, așa cum este ea cunoscută în popor, este într-adevăr sărbătoarea care încheie împreună cu ziua de 7 ianuarie Sfântul Ioan Botezătorul ciclul sărbătorilor de iarnă, și ca și celelalte sărbători are și ea o serie de tradiții. Este ziua în care se sfințesc apele. În ziua de Bobotează, apa sfințită se numește aghiazmă mare și poate fi consumată timp de o săptămână. După aceea nu mai este voie. Nu se strică niciodată, este o minune. Dacă luăm un pahar cu apă sau, nu știu, o sticlă cu apă, chiar și îmbuteliată are termen de valabilitate. Aghiazma mare nu. Atunci, în această zi, printre obiceiurile și tradițiile de la noi, de la români, se pot număra, spre exemplu, atunci când preotul aruncă crucea în apă și tinerii sar mai vânjoși, așa, sar, da. Și fac întrecere ca să ia primul crucea. Da. Da, fetele pun busuioc sub pernă ca să-și viseze viitorul soț. Da. Își prind la inelar o ațișoară din mătase roșie, tot în acest scop. Da, Boboteaza este o zi plină de semnificații, atât religioase cât și tradiționale. Da. De aceea, vă înțeleg cât de important este ca, din punct de vedere spiritual și nu numai, copiii noștri să cunoască tradițiile și sărbătorile poporului nostru. Păi, cred că este esențial. Țara noastră este o țară extraordinar de frumoasă. N-ar fi așa de frumoasă dacă n-ar avea în spate un trecut plin de tradiții, de obiceiuri, de momente în care românii s-au luptat pentru credința lor. Și e normal ca, dacă vrem să ne păstrăm această identitate, să ne învățăm copiii să ducă mai departe aceste tradiții. Sigur, exact ce vorbeam adinaori. Sigur. Pentru că, și pe această cale vreau să-i felicit pe invitații dumneavoastră,
Din păcate e pe cale de dispariție și ceea ce noi nu înțelegem în zilele noastre este faptul că șezătorile de odinioară sunt rețelele de socializare din zilele noastre. Numai că atunci oamenii stăteau față în față și vorbeau, discutau, depănau amintiri sau spuneau ce s-a mai întâmplat. Da, e cam greu acum. Și mult mai ortodoxe decât rețelele de socializare din ziua de astăzi. Da. Nu trebuie să ascundem acest lucru. Da. Aș întreba pe doamna Țâru și pe domnul Țâru, ce planuri de viitor aveți legate de meșteșugul tradițional? Pe scurt, că ne apropiem de finalul emisiunii, vă rog frumos. Pe scurt și continuăm, vom continua. Da. Vom continua, sănătate să avem și copiii să ne înțeleagă. Da. Și în viitor, imediat, unde mergeți? La un concurs? La Sibiu? Ați pomenit ceva de Sibiu? Când are loc? În luna august are de obicei. Ah, și vă pregătiți. Ne pregătim. Da. Se ridică vreun copil din generația asta, că avem o generație nouă, acum mai mică, știți? Mergem, dacă nu se ridică, să nu mergem ca degeaba acolo, știți? Da. Dragi copii, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în studio. Sunteți niște copii deosebiți, așa cum de altfel sunt și domnul instructor care vă pregătesc. De asemenea, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezența în studio. Cu siguranță veți mai reveni în emisiunea noastră. De asemenea, domnul profesor, vă mulțumim mult de tot. Cu siguranță o să mai fi și dumneavoastră prezentă la noi în emisiune, mai ales că începând de luna viitoare vom pune în practică proiectul cu copiii în biserică o dată pe lună. Am vorbit cu cu părintele Nicolae și a rămas de luna viitoare să începem. Nu uitați, dragi telespectatori, în fiecare joi la ora 16 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Și nu uitați, dragi copii, cel mai frumos și de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea, aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru și, cel mai important, în credință față de Dumnezeu. V-ați putea pune întrebarea, cum puteți obține aceste trei calități extraordinare? Răspunsul este simplu, prin educație. Nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!